Zice că și mă duc eu la Ida, zic eu. Nu plec ale. Nu mă duc, că nu pot. Nu da, mă, tu mai ești cu mine să ne bagi altă. O să fie asta până eu. La 4 oameni sau 5 că sunt. Poți să respiri. E aerisit. Poate plea aerisit. Aici oare că zoaminta tineretul nu s-a mai alipuit-o aici și bătrânii au murit, tinerii nu s-au mai făcut, no, cu greu, dar no, s-au dus care în cătruși și coate servit, știi? Aici au fost cam 100 de familii și o să mânau pe cereale aici, așa deal cu muri. Cu vaci am lucrat. Arab, părtam gunoi. Și nu au fost alții și vremurile umblat altfel. Și pământul probabil era mai, că spuneau părinții mei, când au venit aici, au fost pădurii, s-au defrișat și unul a început să-l cultive, cum ai zice, știi? Dar de unde au venit părinții dumneavoastră? Am venit de Cipruș. Au venit aici și au primit o pădure. Au defrișat. Pădurea, ce știu ce patronul care a avut atunci, o tăiat-o și-a vândut terenul. Și bunicii mei l-au cumpărat. Dar tot așa au cumpărat oameni aici. Și... No. Și unde și-au defrișat acolo, au avut loc ca să-și cultive după aia cerealele? Hai, da, da, aici tot terenul de asta. Aia e pășuni acolo. Plece la oraș. Zi-mi, te rog, cum e să locuiești în Oradea? Este frumos și dificil. Lipsa drumului, lipsa, mă rog, acestor utilități care îți fac viața mai ușoară, dar e frumos din punct de vedere că ești înconjurat de natură. Să zic, poți să respiri. E aerisit. Poate plea aerisit. Și apa, că am înțeles că sunt probleme cu apa aici. Ah, păi, da, da, mie tocmai apa de aici îmi place, că e așa mai bună, nu ca e apă, cum am eu, izvorul în piatră. Apă bună, nu? Da, mă, zic, aici că a venit să ne bagi apă, dar nu să fie asta până în lume. La 4 oameni sau 5 că sunt. Dar mai suntem 5, nu mai suntem. Nu cred să ne bagi apă. Fac naveta 40 de km dus, 40 de km întors. Cam o oră, să zic așa, depinde cum e traficul la ieșirea din Oradea. Și... dar merită. Am o vecină la 500 de metri în partea aia. Aici mai am un vecin care nu locuiește aici, dar vine din când în când. Și mai este următorul vecin la alți, 500 de metri mai încolo. Deci, în total suntem care, să zic, dorm aici. Suntem vreo 15-16 oameni. E rău dacă n-ai pensii. Vezi că dacă n-ai pensii, na, până ești tânăr mai faci, mai ții o sac. Dar când ajungi bătrân, ce faci? Dar dumneavoastră aveți pensia? Dar eu n-am nicio pensie, că ai școli nu fă. N-a fost, el n-a lucrat nicării, că pământul a fost mult și așa că n-am trăit. Și din ce trăiți? Dar mă duci prunci. Nu mă lasă prunci. Nu. Zice că și mă duc eu la ei, dar zic eu nu mă duc. Nu pleca de aici? Nu mă duc până poci, nicări. Până poci. Adică doar mă picioarele astea, dar...
Când va fi rău, tot trebuie să mă duc.